Terase deschise înainte de vreme, echipate cu încălzitoare și pături, cât vremea a fost răcoroasă. Iată câteva soluții ingenioase ale patronilor de localuri din Oradea, pentru a-și păstra clienți care nu pot respira fără țigară. Deși deocamdată par să se fi obișnuit și cu legislația restrictivă, fumătorii au primit la finele lunii trecute și vești bune. Comisia Juridică a Senatului a aprobat amendamente la normele abia intrate în vigoare. Conform acestora, fumatul ar urma să fie permis în camere special amenajate, ale cafenelelor și barurilor, iar spațiul public închis va fi redefinit ca spațiu cu pereți de jur împrejur. Totodată, fumătorii se pot constitui în asociații sau cluburi care pot amenaja spații speciale destinate fumatului și activităților asociate fumatului. Amendamentele urmează să fie dezbătute în alte două comisii ale Senatului și abia apoi prezentate sub forma unui proiect de lege.